Investițiile în sănătate și educație ar trebui să fie esențiale. Unii primari înțeleg acest lucru, alții nu. Dar nu este cazul edilului din comuna Pestișul Mic, acolo unde Daniel Dobruțchi a mai primit o veste bună, aceea că un proiect pe care l-a depus prin PNRR pentru ca școala din Valea Nandrului să fie dotată și mobilată a fost admis. Vești bune pentru elevii și cadrele didactice din Valea Nandrului. Administrația locală din comuna Pestișul Mic a reușit să semneze un contract prin Programul Național de Redresare și Reziliență, prin care școala din satul Valea Nandrului va beneficia de resursele financiare necesare pentru a putea fi mobilată și dotată la cele mai înalte standarde. Un nou proiect semnat, un nou proiect de care se vor bucura cetățenii comunei Pestișul Mic. Despre ce este vorba? Da, într-adevăr așa este. Am aflat cu bucurie că a fost aprobat un nou proiect prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de dotarea cu mobilier și echipamente digitale pentru școala din Valea Nandrului și cred că va fi încă un motiv în plus pentru cei care locuiesc pe raza comunei și nu numai, să își aducă copiii la școala din Valea Nandrului. Eu sper ca până în toamnă, când va începe oficial școala, să avem noile dotări efectiv în școală și copiii se poată bucura de aceste dotări. Investițiile în dotarea școlilor sunt esențiale pentru ca actul educațional să se desfășoare ca la carte, la fel de importante ca și cele în formarea profesională a cadrelor didactice.